Frate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vistier al bunătăților și tătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpână, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată bunătatea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la a Ta îndurare cădem cu frică și cu cutremur, ca niște servi netrebnici, spre semn și de mulțumire pentru binefacerile Tale pe care le-ai arătat poporului Tău. Cu milință ne rugăm Ție, Doamne, al puterilor, că precum în trecut ne-ai miluit și nu ai depărtat de la noi pronia Ta cea dumnezeiască, așa și acum să nu depărtezi de la noi îndurările Tale, nici să intri la judecată cu noi, pomenind păcatele noastre, căci de Te vei uita la fără de legile noastre, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Nu pentru nedreptățile noastre, ci pentru mila Ta cea mare îndrăznim a ne apropia și a ne ruga Ție. Întărește-ne în credința Ta cea sfântă, încălzește pururea inimile noastre cu focul dragostei către Tine și către aproapele, depărtează de la noi tot Duhul viclean și necurat, care se împotrivește voii Tale celei sfinte și mântuirii noastre. Dă, Doamne, legiuitorilor noștri, spiritul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește în inimile judecătorilor spiritul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău spiritul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară, și pe noi, pe toți, ne învrednicește a spori în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele Tău. Păzește, Doamne, țara noastră și biserica Ta, pe care ai întemeiat-o în una sfântă, fericindu-ne de toate întâmplările cele rele. Ajută-ne cu harul Tău, ca întotdeauna cu inimă curată și cu viață neprihănită, să Te mărim pe Tine, Dumnezeul cel necuprins de minte și închinat în trei ipostaze, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, și să strigăm din adâncul inimii, mărire Ție, Doamne, Dătătorule de bine, în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, pe Tine Te rugăm și de la Tine cerem. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Păzește-L pe dânsul sub acoperimântul bunătății Tale și îmbrednicește a face totdeauna cele bine plăcute Ție, pe legiuitori și judecători, în ascultare și în neasupritorii păzește. Pe ostași, împotriva tuturor potrivnicilor, cu vitejie îi păzește
și fă ca tot poporul tău să trăiască în pace și în dragoste, toată îndestularea bunătăților celor de pe pământ, dăruindu-le că s-a binecuvântat numele tău, s-a prea slăvit împărăția ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Conducătorilor bisericilor noastre, Domnul, dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului și încârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îi păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Autorităților de stat și armatei țării, dă-le, Doamne, zile îndelungate, bune și cu viață pașnică, sănătate, mântuire și în toate spor bun, iar asupra vrășmașilor biruință și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Drept credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate și întru toate spor bun și îi păzește, întru mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, fii cu îndurare spre noi. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreților celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletele adormiților robilor tăi, eroi români căzuți pe câmp, predute păzindu-i într-o viață cea fericită care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihnă Ta, Doamne, de toți Sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât la iad și a dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele robilor Tăi, odihnește-le! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, una curată și prea nevinovată Fecioară, care a născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă le rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor, una de drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul durilor
trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viață în lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi căzuți pe câmpul de luptă, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și tot păcatul ce l-a făcut ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne lor. Dumnezeu să ierte. Că nimeni nu este fără de păcat. Ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi, eroi ai neamului românesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălățăm împreună și lui fără de început al tău, Părinte, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi și lefălor veșnică pomenire. Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Lucian Bode, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, să prezinte mesajul primului ministru cu ocazia Zilei Naționale a României.